De 73 de ani și-a pus capăt zilelor. Femeia s-a îmbrăcat și a luat cu ea o sacoșă și a sărit în gol de la etajul 3. Vecinii spun că pensionara a recurs la acest gest după câteva zile în care nu a putut ieși din propriul apartament. A fost încuiată în casă de fică. Tragedia s-a produs în această dimineață pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani al capitalei. Medicii nu au reușit decât să constate decesul. Vecinii spun că de ceva vreme victima se plângea pe lipsă de afecțiune, întrucât fiica și nepotul care o îngrijeau o tratau cu indiferență. Она жила, в общем-то, одна, они следили за ней, смотрели, но обижали её, короче, какое-то время, потом ушли, оставили её. И вот сейчас она одна абсолютно была в доме. Я делась. Она где-то неделю назад сказала, что дочка тут жаловалась на нее. Он говорит, я очень скоро вас от тебя избавлю, и это будет скоро. Копиii erau foarte agitați față de dânsa, că trebuie dusă la Custiojeni, încoace încolo, și ei au luat cheile de la casă, i-au desconectat telefonul și au lăsat-o singură încuiată în casă. Fereastră de la balcon, grea cu oameni, să jaluie că ea că m-a încuiat în casă. Nu pot să ies afară la plimbare, nu pot să mă duc la policlinică. Rudele victimei, care erau în stare de șoc, nu au vrut să discute cu presa pentru a confirma sau infirma cele spuse de vecinii. Poliția investighează circumstanțele producerii tragediei. Precizăm că tragedia are loc la câteva ore de la o altă tentativă de suicid. Aseară, un tânăr de 22 de ani din capitală s-a aruncat de la o înălțime de 4 metri, strigând cu disperare că nu mai are motive să trăiască. S-a întâmplat la sediul editurii Universul, unde băiatul era angajat în calitate de măturător. Tânărul a fost transportat de urgență la spital și internat în secția reanimare. Potrivit medicilor, băiatul se află în stare de gravitate medie și are toate șansele să se recupereze.